mișcoterapia sau terapia prin mișcare este un mijloc terapeutic prin care încercăm să relaxăm mușchii, tendoanele și ligamentele, dar și să ne întărim pentru a susține articulațiile. Cu siguranță cunoașteți faptul că atunci când punem presiune pe articulații, atunci apar diversele afecțiuni. Când avem structurile din jurul articulației întărite și fortificate, atunci nu mai avem parte de afecțiuni la nivelul acelei articulații. Deci poate fi folosită pe de-o parte ca și prevenție sau putem să folosim chiar și atunci când suntem în debutul bolii sau când boala este deja cronicizată și o folosim ca să tratăm. Exercițiile care sunt folosite la kinetoterapie, cu siguranță pot folosi și acasă, sunt exerciții dintre cele mai simple, cele mai în regulă pentru articulație. Nu ne ducem ca la sală să ne rupem fibre musculare, mușchi, tendoane, nu este așa. Putem să facem o oră de exerciții de kinetoterapie fără să folosim un singur instrument care să ne ajute. Deci nu trebuie să folosim neapărat gantere, benzi sau alte lucruri. Putem să folosim greutatea corpului și vor ieși niște exerciții foarte benefice articulațiilor.